Primăria Cluj-Napoca va cumpăra 50 de troleibuze cu fonduri europene în valoare de peste 147 de milioane de lei, adică 32 de milioane de euro. Consiliul Local a aprobat astăzi într-o ședință de îndată două proiecte de hotărâre referitoare la achiziționarea mijloacelor de transport și a contribuției financiare a administrației publice locale. Dar fiind termenul de luni pentru depunerea acestor proiecte pe fonduri europene, termen care ne-a fost comunicat doar câteva zile în urmă vedea pregătirea documentației, astfel încât am fost nevoit să apelez la instituția ședinței de îndată pentru a putea să rămânem în graficul atragerii de fonduri europene, așa cum primăria a anunțat. Troleibuzele vor fi achiziționate în două faze. În prima etapă este vorba de 30 de troleibuze, a căror valoare se ridică la suma de 88,5 milioane lei, din care contribuția primăriei este de 21,7 milioane lei. În faza a doua vor fi cumpărate 20 de troleibuze, iar valoarea investiției este de aproape 60 de milioane de lei, din care contribuția autorităților locale este de 14,5 milioane de lei.